S-a fost un castravete, da? Artistul Ștefan Popescu știe cel mai bine că legumele nu sunt bune doar la gătit, ci dau rezultate spectaculoase și la cântat. Cu ajutorul morcovului și al castravetelui, acesta reușește să obțină tonalități asemănătoare cu cele de la solniță, nucă sau sticlă. Acum îl pregătesc, nu cânt din el, doar îl pregătesc să-i fac tonalitatea. Pentru că depinde de lungimea găurii și de lărgimea găurii. Exact cum fac și naiurile și de mai multe octave. După ce a pregătit castravetele, Ștefan Popescu a făcut primele probe la morcov. Ce se întâmplă cu legumele instrumente după spectacol? Le fac cânt cu ele, după aceea mâncăm. Le gătim sau morcovul putem și sau castravetele, numai cartoful îl gătim. În rest putem să le mâncăm imediat după ce cântăm cu ele. Ștefan Popescu este și directorul adjunct al Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, iar descoperirea cântatului la legume a fost făcută pentru teza sa de doctorat, la care lucrează de 5 ani. Creațiile vor fi imprimate pe disc în perioada următoare. Și acum un cartof. A fost o morcov, castravete, măr. Un dovlecel. Este ale mănânc, dar asta nu, după ce îl gătim.